Ultimul clasament survivor al Stars. Pe ce locuri au ajuns Zan și Ian Custerp, favoriții la Marele Premiu? Au mai rămas doar 12 concurenți în competiția survivor al Stars, după eliminarea Lolei. Aceștia vor merge împreună spre individuale, după Marea Unificare. Zan, Ana Porgras, TJ Miles, Ștefania Stănilă și Ana Maria Pal sunt cei 5 faimoși rămași în joc, la care se adugă 7 războinici: Ian Custerp, Ștefania Stănilă, Robert Moscalu, Alexandra Dul, Alex Delea, Sorin Pușcașu și Andrei Ciobanu. Ultimul clasament survivor al Stars înainte de această etapă nu este deloc surprinzător. Ștefania Ștefan continuă să fie pe locul 1. Cu un procent al eficacității fabulos. 77,5%, urmată de Ana Maria Pal și Alex Delea, care însă nu a mai jucat de mult timp și a rămas cu aceleași cifre. Ultimul clasament survivor al Stars, locurile 4 și 5 sunt ocupate de Robert Moscalu și Zan, urmat îndeaproape de Ana Porgras. Ian Custerp deschide cea de-a doua jumătate a clasamentului, iar pe locurile 8 și 9 sunt TJ Miles și Andrei Ciobanu, care din nou a căzut în top, după mutarea la războinici. Ultimul clasament survivor al Stars. Pe ce locuri au ajuns Zan și Ian Custerp, favoriții la Marele Premiu? Au mai rămas doar 12 concurenți în competiția survivor al Stars, după eliminarea Lolei. Aceștia vor merge împreună spre individuale, după Marea Unificare. Zan, Ana Porgras, TJ Miles, Ștefania Stănilă și Ana Maria Pal sunt cei 5 faimoși rămași în joc, la care se adugă 7 războinici: Ian Custerp, Ștefania Stănilă, Robert Moscalu, Alexandra Dul, Alex Delea, Sorin Pușcașu și Andrei Ciobanu. Ultimul clasament survivor al Stars înainte de această etapă nu este deloc surprinzător. Ștefania Ștefan continuă să fie pe locul 1. Cu un procent al eficacității fabulos, 77,5%, urmată de Ana Maria Pal și Alex Delea, care însă nu a mai jucat de mult timp și a rămas cu aceleași cifre. Ultimul clasament survivor al Stars. Locurile 4 și 5 sunt ocupate de Robert Moscalu și Zan, urmat îndeaproape de Ana Porgras. Ian Custerp deschide cea de-a doua jumătate a clasamentului, iar pe locurile 8 și 9 sunt TJ Miles și Andrei Ciobanu, care din nou a căzut în top, după mutarea la războinici. Cei mai slabi concurenți sunt Ștefania Stănilă, Sorin Pușcașu și Alexandra Dul. Surprinzător, dar pe parcurs aceste cifre nu vor mai conta atât de mult. Alex Delea și Ana Porgras nu vor mai reuși să dea randament din cauza problemelor de sănătate, iar Ștefania Ștefan va pleca acasă eliminată de Zan la unul dintre dueluri. Sorin Pușcașu și Ștefania Stănilă, deci sunt printre cei mai slabi concurenți de la survivor al Stars, vor ajunge în ultimii 6. Filmările s-au încheiat, iar finala va fi live în luna mai, probabil atunci publicul va decide. Între timp, ProTV promite spectacol. Filmările survivor al Stars s-au încheiat, iar concurenții sunt toți în România. ProTV a făcut anunțul despre marea finală. Surprizele se țin lanț la survivor al Stars. Săptămâna aceasta, faimoșii și războinicii vor bifa unificarea, dar ProTV tocmai a mai făcut un anunț de data aceasta legat de marea finală. Săptămâna aceasta, fanii survivor al Stars vor avea parte de o bornă de neratat unificarea triburilor. De acum, concurenții vor trăi pe o singură insulă, însă vor avea un gând clar să facă totul pentru a ajunge în finală și pentru a câștiga trofeul și marele premiu de 100.000 de euro. La faimoși au mai rămas în competiție Zan, Ana Porgras, Ștefania Stănilă, TJ Miles și Ana Maria Pal. Iar la războinici, după eliminarea Lolei Crudu, au mai rămas Ian Custerp, Sorin Pușcașu, Ștefania Ștefan, Alexandra Dul, Robert Moscalu, Alex Delea și Andrei Ciobanu. Cu toate acestea, în Republica Dominicană s-a așternut pentru moment liniștea. Filmările s-au încheiat, iar concurenții au revenit de astăzi, 15 aprilie, la viața lor, toți fiind acum acasă, în România, în brațele familiilor și cu acces la hrană, confort și telefoane mobile. Daniel Pavel, prezentatorul reality show-ului.
se pregătește și el de revenire, urmând să ajungă în țară în curând. Dar șederea în România nu va dura foarte mult, căci concurenții își vor face bagajele și se vor întoarce în Republica Dominicană, țara care le-a devenit casă pentru aproape 4 luni. Iar asta pentru că marea finală a show-ului Survivor All Stars va fi live din Republica Dominicană. Momentan nu a fost anunțată și data în care vom afla câștigătorul Survivor All Stars. Concurenții de la Survivor s-au întors în țară cu multă revoltă. Mare supărare în rândul concurenților. Motivul pentru care participanții sunt supărați, Survivor All Stars a adunat sub aceeași cupolă cei mai destoinici concurenți din sezoanele anterioare, care timp de 13 săptămâni și-au dedicat toate resursele pentru a câștiga competiția. Recent, faimoșii și războinicii de la Survivor s-au întors din Republica Dominicană, însă urmează să se reîntoarcă cu toții acolo pentru marea finală, într-o confruntare decisivă pentru titlul suprem, cine luptă în cursa pentru titlul de Survivor. Zani Iancu Sterp și Andrei Ciobanu se vor lupta pentru titlul de supraviețuitor, care îi va recompensa pe câștigător cu un premiu în valoare de 100.000 de euro. Cei trei au reușit să ajungă în marea finală, însă drumul până acolo a fost presărat cu provocări și momente tensionate, conform informațiilor prezentate de CanCan. Mai ales Zani a fost în centrul atenției, după ce a fost eliminat și apoi readmis în competiție de către prezentatorul show-ului. Revoltă printre concurenți din cauza unor scene refăcute. Scenele din Survivor au fost refăcute pentru Zani, un fapt care a stârnit nemulțumirea celorlalți concurenți. Această situație s-a ivit după ce Zani a pierdut un duel împotriva lui TJ Miles și a dispărut ulterior pentru câteva zile din competiție. În timpul absenței sale, filmările au continuat, dar ulterior s-au refăcut pentru a-l include pe Zani, care a primit o amuletă specială din partea organizatorilor și astfel a fost reintegrat în competiție. Decizia de a relua scenele filmate în absența lui Zani, chiar cu cel care câștigase sezonul 2 al competiției, a fost privită cu suspiciune și nemulțumire de către ceilalți concurenți. Astfel, favoritul telespectatorilor a reușit să ajungă în marea finală. Deși Alex Delea era unul dintre favoriții producătorilor și avea și rezultate sportive foarte bune, ei bine, acesta va fi și el eliminat în curând. Problemele cu genunchiul vor pune capăt visului de a ridica trofeul la final. Cine va ajunge în finala Survivor All Stars? Ștefania Ștefan, cea mai bună concurentă din istoria Survivor, având cel mai bun procentaj al eficacității, va fi dată afară de Zanidache în urma unui duel intens. Ana Porgras va pleca și ea din cauza unor probleme, iar în etapele finale vor ajunge Zanidache, eliminat și reprimit ulterior în show, Andrei Ciobanu, eliminat și reprimit ulterior în show, Iancu Sterp, Robert Moscalu și Sorin Pușcașu. Ștefania Stănilă, deși a fost cea mai slabă concurentă ca procentaj, va fi ultima fată rămasă în competiție, dar nu va ajunge în top 5. Tot Viperele Vesele a anunțat că marea finală va avea loc la finalul lunii mai și se va desfășura între Zanidache, Iancu Sterp și Andrei Ciobanu. Analizând susținerea din mediul online, probabil Andrei Ciobanu va fi primul eliminat, iar Iancu probabil va ridica trofeul, fiind singurul asupra căruia nu planează suspiciuni de rege în acest moment. Se termină Survivor All Stars. Anunțul neașteptat făcut de ProTV. Cum se va decide marele câștigător? Cel mai puternic sezon al show-ului care a cucerit întreaga lume. Un sezon așteptat de către toți cei care au trăit cu sufletul la gură experiența concurenților în anii trecuți și care și-au dorit să-și vadă favoriții reuniți, luptând pentru marele premiu. Survivor All Stars este provocarea supremă, care demonstrează că imposibilul nu există și că cei mai puternici pot merge până la capăt. Săptămâna aceasta, telespectatorii care nu ratat niciun minut până la acest moment, show-ul fiind lider absolut de audiență, vor avea parte de o bornă de neratat unificarea triburilor. De acum, concurenții vor trăi pe o singură insulă, însă vor avea un gând clar să facă totul pentru a ajunge în finală și a câștiga trofeul și marele premiu de 100.000 de euro. Finala va fi live.
Cu toate acestea, în Republica Dominicană s-a așternut pentru moment liniștea. Filmările s-au încheiat, iar concurenții au revenit de astăzi la viața lor, toți fiind acum acasă, în România.